Da, un conducător care a încercat să-ți schimbe ideile sau să impună un anumit jucător. Păi, a fost. Știm noi că aici în România avem conducătorii ca fără licența UEFA B sau UEFA C, ei le știu pe tot. Păi ei sunt conducători, nu mai au nevoie de Da. licență. Problema că vreau să fac o mică comparație. No, Da. nu mai te asta. In Italia este un președinte che acum este la Monza, no? Berlusconi. Da. Președinte che ha castigato tutto ciò che si può Cu castigare. Milan. Esatto. Aveva scadenza quando, da? E gli spunea niste lucruri de genere. Noi abbiamo comprato un giocatore questo, da? Abbiamo fatto un'investizione mare. Giocatorul ăsta, mi spuneți care. Te fac un exemplu clar. Savicevic, cu capelul. Da. Savicevic la început, cu capelul, nu prea juca. Nu prea se încadra, pentru că el juca în spate la vârfuri, da? E capelul punea pe banda laterală. Da? E, nu se regăsea, nu prea dădea randamentul. Da? E, la un moment dat se vorbea că el trebuie să plece. Mi-amintesc asta, e le povestea și Capello. Capello, într-o ședință, zice, miste cu Berlusconi, nu pot să vezi, asta trebuie să joacă neapărat, voi sunteți responsabili. Putem să facem un compromis, să i dăm niște jocuri, da? Dacă joacă bine sau joacă male, patru jocuri, da? După care tragem unul. Capello a făcut, pentru că i s-a părut o situație interesantă, inteligentă. E uitați-vă. Unde s-a dus cu Savicevic, da? O altă situație. Eu cu Walter Zenga eram la Palermo. Una dintre cele mari difficoltà che abbiamo avuto era cumperasse Palermo ha fatto un'investizione mare che Pastore, Xavier Pastore dell'Argentina. Il quando è venuto in Italia, giocava con stile argentiniano, a dica, come già la picciola potesse fare orce, da? Perdeva Ninja, la rivedeva. In Italia non potete per niente. Sa fai un cadeau de un jucător la adversar. Toată lumea trebuie să te ajute în fase de apărare, pentru că dacă nu e un dezechilibru mare la Da. nivelul tău. E noi aveam o problemă de gestiona, pentru că și cu echipieri începuse să se supere. Dice, băi, asta Ce face faci cu pentru ăsta? mine, Pierde mingea să exact, uiți, eu mă trebuie să, supriști. exact. Da? E noi cercam un nivel, mai ales că noi aveam Pastore și Nicoli. Nicoli, straordinar, comincia la peggiore, da, Da. 32 de anni, non può essere che faccia così fase della parata. Da? Da, tu non potevamo se avere due giocatori di genere. E abbiamo avuto un mare problema. No? Mi amintesco data la prânz, niente di un match, viene il precedente Zamparini, che sì, Zamparini è uno focoso, uno temperamento, e deschide il subietto Pastore. No? E incepe să vorbesc la Walter, după mi spune, uitați-vă, professore, președinte, și secundul meu, Massimo, da, știu că aveți aceeași idee, știu. Știți care este problema, domnul Zenga? Este unul singur. Eu am investit 7 milioni de euro pe jucătorul ăsta, da? E vreau să-l valorizez. Pentru aceste lucruri, t-am adus pe tine, Zenga, să antrenezi pe Palermo. Tu trebuie să cauți soluții. Nu problemă. A fost clar. Nu Clar. t-a impus nimic, dar m-a fost Dar ți-a clar. spus de ce te-a adus. Ai înțeles? Și că a cheltuit 7 milioane. Ok. Atunci, asta este o situație care, din punctul meu de vedere, la începutul sezonului, da, trebuie să faci o strategie. Cioè, antrenor, președinte te zice, am făcut investite de 15 milioni de euro pe aceste trei giocatori. Vreau să-i valorizăm, da? Să încercăm să-i vindem mai departe. Atunci tu, antrenor, știi deja dar ce te aspetta. Da. Aici se întâmplă che un giocatore greșește un match, scos la pausa, nu mai vedi pe tre situații. Critica, lo umore psichico, orice uomo gli este affettato, nimeni non gli piace să fie criticato. E di ce in ce gli è mai greu. Mai ales che. Norocul, zicem așa, conducătorul clubului, care noi știm foarte bine cine este, că a avut la dispoziție mulți antrenori buni. E și a Corect. învățat,
A învățat da unul, dar nu a învățat, a auzit cum gestiona asta cu aia, cum a gestionat asta, cum se face asta, cum se face asta. Așa el acum vorbește ca la carte, ca o carte. Fără un curs, el știe pe tot. Așa cărți citim toți, dar nu înseamnă că și înțelegem ce citim sau că putem pune în practică. Bravo. Citim tot, înțelegere se înțelege mai puțin, da? Interpretare. Da? Interpretarea ai nevoie de un bagaj tehnic, tactic, de toate mai mari, nu? Să pune în care. Asta este. Nu e numai în România, în România zicem așa, cu mai mult accent. Mai mult accent pentru că ei zic, ei vor să castige, vor să valorifice jocătorii, vor să facă bani, vor să facă tot. Da. Pentru face asta, ai nevoie de un plan, de un program. Păi da, Massimo, cer scuze că te întrerup, dar tu ai spus și de strategie, acum spui de plan. Dacă strategia se schimbă la televizor în fiecare săptămână sau după fiecare meci, atunci tu ce faci ca antrenor? Și știi bine la ce mă refer. Ba da, asta este problema mare, că tu nu poți să faci un program pentru că nu poți să-l respecti. Pentru că tu, antrenor, puni sufletul în antrenament, cu ganduri ca ceea ce ai făcut, este potrivit pentru meciul care urmează. După meci, fai niște evaluare. Asta nu a mers, asta a mers, hai să îndreptăm lucrurile, hai să muncim într-un fel, hai să mergem mai departe cu program. Dacă tu fiecare meci, da, trebuie să fai două pași înainte, sau schimbi strategia, sau schimbi viziune despre un fotbalist, nu se poate. Adică devine un antrenor pompier, adică stingi focul unde apare, nu? În locul să faci ceva potrivit. S-a vorbit foarte mult în Italia și au fost scandaluri în care a fost implicată inclusiv Juventus și retrogradată despre meciurile aranjate. Tu fiind și fost fotbalist și fost antrenor în Italia, cred că știi mult mai multe decât știm noi. Se făceau și la nivel mai mic, serie B, serie C. Era o practică în vremea aia ca echipa care are cele mai multe relații să promoveze sau să ajungă în cupele europene sau să câștige campionatul? Păi, întotdeauna s-a crezut, mentalitate greșită care e și din Italia, că tot ar fi depins de l'arbitraj. Tot depindea de arbitraj. Dacă arbitru este unul cistit, mergi mai departe, dacă nu, te încurcă. Da? Era o sursă de alibiu pe toate echipele. Eu mă refer la Liga 2. Pot să te spun sincer, eu eram tiner, dar în ultimii meci, în echipa a doua, dacă fiecare echipă era cu un egal, era scăpat de retrogradare, nu prea se omorau. Da, era normal, era interesul ambelor echipe. Probabil era un interesul tacut pentru ambele situații. Da. Era foarte greu că o echipă venia la tine și zice cumpăr meci pentru că vreau să castig. Bine, eu asta nu l-am făcut niciodată și au apărut niște scandale și în anii când am jucat. Dar referitor la Juventus a fost clar. Nu? Au fost dovediți, acolo e cu dovezi. A fost dovedit, a fost și marturisit, nu? Da. Că el avea în mano șeful arbitrilor. Gestiona tot arbitrilor. Era o minte atât de programată că el știa tot cei care aveau trei cartonaje, ca patra cartonaje, așa. El adică comanda să-i dai a patra cartonaje aia, să dai afară asta. Acolo a fost un scandal imens. O echipă care, din punctul meu de vedere, probabil nu avea voie de atât, pentru că era o echipă puternică, o echipă care a castigat și fără aceste lucruri. Din păcate așa s-a întâmplat. Zicem așa că interesul în jurul fotbal este foarte mare. Unul intră notele negative care au apărut în ultimii 15-20 de ani, au intrat în fotbal niște oameni care nu au interes pentru sport, pentru fotbal,
au interesul numai economic. Te referi și la România sau în special la România? Sau peste tot? În România, Italia, peste tot. Mai ales că nivelul ăsta nu a apărut. La început apărea numai la nivelul de prime echipe. Acum a început să apare și la nivelul de copii și juniori. Adică, jucătorul ăsta trebuie să joace pentru că a făcut o semnătură cu agentul nostru care este legat la noi. Dacă nu semneze cu noi, nu-l băgăm. Asta este aberrant. Nu este fotbal. Nu mai este fotbal. Asta sunt niște situații. Asta, din păcate, s-a întâmplat. Au intrat în fotbal niște speculatori. Oamenii care interesul principal pe care ei o au este numai la bani. Noi trebuie să salvăm fotbal ca sport, ca fenomen social, ca posibilitate să scapi din sărăcie sau să ai niște avantaje economice jucând fotbal, că asta vine în timp, dar să nu depășești limite de corectitudine, limite de cinste, adică trebuie să fii cinstit. E din păcate e greu. Te-ai întâlnit, Mario, Massimo, în cariera ta de antrenor, în România sau în Italia, cu situația în care să vină un manager de jucători să-ți propună bani ca să joace un anumit jucător, da, să-l favorizezi? Mi s-a întâmplat și în România, mi s-a întâmplat și în Italia. Bineînțeles că în momentul în care tu refuzi, ești din afara anturajului, nu? Ești curățat, cum se zice pe românește. Da, dar eu nu am avut niciodată aceste probleme. Te dai seama că eu antrenau Monza, Liga 3-a, da? Au venit două agenti, m-au zis, dacă asistitul meu joacă, te dau 10.000 de euro. Eu că nu primeam salariu, pentru mine era ușor, nu? Am refuzat. Anul următor mi-a fost un pic greu să găsesc o tipă, pentru că zice, asta nu este... Nu e al nostru. Al nostru, nu este ascultator. Da? Așa este. E, probabil se întâmplă peste tot. În momentul în care unul se vinde, nu știu cum pot să spun, t-ai vândut pentru ce? Pentru 10.000. Nu e vorba numai de mulți bani te vin, pentru că nu este vorba de mulți bani. Este vorba... Eu nu m-am uitat niciodată efortul mare că au depus părinții mei, că sunt singurul copil, și eu, pentru a ajunge unde am ajuns. E nu pot să arunc tot la gunoiul pentru o tempenie de genul ăsta. Depinde cum ai crescut. Eu valorile de seriozitate, de respect, de educație, de onestitate le-am avut mereu în primul plan. Tatăl meu, Dumnezeu l-o odihnesc unde este acum, nu avea multe clase, avea 5 clase, dar el m-a zis mereu acest exemplu. Dacă vrei să construiești o casă pentru tine, da, să ai grijă, să puni mai mult situația în adâncime, ca să nu cade la prima cutremur. Să faci o fundație bună. Fundația bună sunt valorile adevărat care te ajută în viață. Dacă vrei să faci speculare sau șmecherie, casa cade la prima situație. Eu asta l-am ținut mereu în primul plan. Pe de altă parte, dacă luai și cei 10.000, îl băgai și pe jucătorul ăla, că un antrenor îi face loc unui jucător oricând vrea el sau scoate unul când vrea el din echipă, următorii ani cu siguranță că îți găseai foarte ușor echipe, că erai în circuit, erai prietenul. Bravo, dar ce se zvonea? Eram în circuit, dar nu, ia asta că face cum vrem noi, ia asta cum facem noi. Tu știi foarte bine că domeniul fotbal se află totul a doua secundă. Da? În momentul în care te se pune o pată, nu mai se sterge pata asta. No? Un exemplu. Moggi, vorbeam înainte de la Juventus. No? Da. Moggi a fost la Napoli, a fost la Roma, a fost la Juventus. Dacă tu vorbești acum de Moggi, da? Cine este Moggi? Cel care a cumpărat arbitru, cel care manipula tot. A pus o pata care nu mai se sterge. Atunci,
Din punctul meu de vedere am zis, vreau să intru în acest domeniu cu efortul mare că am depus pentru a ajunge acum e să fiu cinstit până la cap. Eu cel puțin pot să comentez din punctul de vedere al României. Dacă ți se pune ștampila asta despre care spui tu, următorii 10 ani... Meu. A venit și copilul. Bună ziua! Următorii 10 ani, Mario, Massimo, cu siguranță ca echipă. Adică ți se află totul, se află repede, dar probabil că asta se caută, nu? În momentul de față. Probabil. Depinde ce vrei, cum vrei să fii tu. Eu am plecat de anumite cluburi pentru că nu mi-a plăcut anumite situații pe care s-au întâmplat. Tu știi foarte bine, nu? Relația care eu am avut-o cu Steaua, FCSB, am venit aici, am muncit numai pentru ei a nivelul de prime echipă, a nivelul de copii și juniori. Uite că în ultima mea situație cu ei, despărțire a fost făcută pentru că ei aveau nevoie de un antrenor înțelegător, nu nivelul de prime echipă, nivelul de copii și juniori. Tu, scuză-mă că te întreb, tu fiind într-o relație de rudenie cu Gigi Becali, din ce știu eu. Bine, el e nașul a copilul meu cel mare, dar noi nu am avut niciodată o relație strânsă, din afară acest episod, acest eveniment. Dar noi nu am avut, nu vorbim, nu facem, bine, acum e 3 ani că nu mai vorbim. Nu e vorba de asta, este vorba că a fost clar, nu? Au intrat în aceste domeniu niște persoane care aveau nevoie nu de un conducător a clubului care facea un plan de formare a copii potrivit, modern, care avea o relație cu antrenorii care îi înveța care era, pe care drumul ar fi mai potrivit să aduci un jucător mai departe. Avea nevoie de o persoană ascultător, adică fai așa, fai așa, fai așa. Un executant, practic. Un executant. Pentru că interesul lor era în altă parte, nu pentru a forma jucători. E atunci nu poți să stai într-un domeniu de genul ăsta în momentul care nu este un nivel de cunoștință mare, un nivel de planificare mare, un nivel de alegere a antrenorii care nu este corect, pentru că antrenorii nu se aleg numai pentru relația sau de prietenie. Trebuie să un antrenor aibă un bagaj de cunoștințe important pentru să fie antrenor la nivel mare. Atunci nu pot să merge mai departe. Știu că probabil toate aceste lucruri m-au jucat împotriva, nu? Pentru că e greu după care te puni într-o cale. Așa sunt eu. Nu pot să ne schimb așa 62 de ani, pentru că cred că această viziune a fost o viziune corectă și potrivită. Asta era următoarea întrebare care vreau să-ți o adresez și tu ai anticipat-o un pic. Crezi că ai avut, nu mult, foarte mult de pierdut, că ai principii? Și mă refer și profesional și financiar. Că puteai să fii bine mersi ascultător și să fii toată viața la Steaua, la FCSB sau în altă parte. Da, asta e corect ce spui tu. Într-adevăr, cred că ar fi fost așa, dar în momentul în care eu nu am vrut niciodată să fiu diferent de cum sunt, și eu am greșit și eu nu sunt, nu le știu pe toate și eu greșesc, normal, dar greșesc în cale că vreau să fac bine. Se poate greși, dar cu intenția să fac bine. Nu cu deja intenția că nu este corectă în domeniul fotbal. E asta sigur m-a jucat un pic împotriva, dacă noi încă eram la Steaua. Da, eu nu vreau să stau într-un loc numai pentru să fi suportat. Adică stai aici pentru că este al nostru. Nu. Sunt acolo pentru că merit să fiu. Sunt acolo pentru că am cunoștințe și nivelul potrivit să antreneze acolo. Dacă nu, nu ar fost.
Ți-a fost greu, Massimo, cu principiile pe care le ai să îți găsești un loc în fotbalul românesc? Mi-a fost greu. Da, mi-a fost greu. Mi-a fost greu pentru că am avut și eu conflicte cu părinții, cu antrenori, cu persoane care au, ripeto, alti interessi. Io ho scoperto molta superficialità, no? Se ne incontri a livello dei capisci signori, noi abbiamo un materiale umano forte delicato, forte importante. Tutto ciò che noi facciamo bene, da? Se depone bene, rimane, e la fel, este tutto ciò che facciamo reo, da? Depunem reo, rimane. E dopo è foarte Corect. difficile de corectat. Da? Antrenorii de copii și juniorii, da? Este un cuvânt greu, este o misiune. Este o misiune, este o dedicare din pasiune să transferi concepte, da? Idee, metodica de fotbal pentru viitorul lor. Noi aici avem, primul gandor, un antrenor de copii și juniori, dacă tu le întrebi unde ai muncit, mi zice, eu am castigat, eu am castigat, eu am castigat. No? In momento care uno castiga molto, non ha muncito per copii, ha muncito per lui. Esatto, Pentru risultat. la copii e juniori, tutto il processo di formare è fatto di niste tappe forte importanti. Asta nu înseamnă că trebuie să te dai la o parte în timpul jocului, dar nu neapărat tu trebuie să te folosești de copii pentru să atingi succesul tău. Tu trebuie să fii un ajutor pentru a dezvoltare a lor. E această situație este o viziune care te pune un pic în conflict cu nivelul antrenorii care noi avem acum. Vedi che noua generație este mai mult dispusă, este mai mult informată. Este mai mult predispusă a să se actualizeze. E asta este o plăcere, no? Să vorbești cu ei. Noi nu le știm pe toate. Procesul de învățare nu se termină niciodată. Și eu acum, cam 62 de ani, am Mulți învățat ceva, înainte. mulțumesc, am învățat ceva lucruri nou la școala antrenorii. Vorbind cu alte antrenori, cu alte persoane, cu giocatori care acum au devenit antrenori. Asta este procesul di informare, confrontare, accettare și critiche, gândindu-te că pot să te ajute să te dezvolti mai bine. Asta este o viziune care puțin au. În încheiere, aș vrea să te întreb dacă ești de acord și dacă vrei să ne povestești o situație mai, ori o situație comică, ori o situație dificilă prin care ai trecut ca antrenor al FCSB-ului, al Stelei, dacă ai așa ceva. Situația dificilă a fost multe situații Cred că ai dificile. avut multe, scuză-mă, că te No, sunt gândești, înseamnă că ai avut multe, nu știi pe care să o alegi. foarte multe situații dificile. No, cea mai comică, zicem așa, este vorba de mentalitate. No? Eu am ajuns aici în luna august, Walter Zenga ajungese aici 2 settimane înainte de mine. Când m-a chiamat, am venit aici, am început. Primul meci a fost, che eram eu, a fost la Rapid. Pierdut 2-1. Da, ei au giocat straordinar de bine, noi un pic așa. După meci am văzut che era o tragedie. Nu m-am realizzato ce înseamnă derbio cu Rapidul, derbio cu Nu Dinamo. știai, venind Nu în știa. 2 săptămâni, nu știai că e un derby de tradiție, că Am sunt mulți văzut che Walter. orgolii. Esatto, Walter ha iniziato a non vorbesca, se faccia. E acolo mi hanno detto, dove è venuto? Che si è intemplato? Dice, tutta la lume, se pare che era al 3 la match del season, sa morire. E Walter mi ha detto, Massimo, dacă noi facem inca 2 meciuri, cum am făcut asta, da? Al 3 la match nu mai primim. Suntem acasă. Suntem acasă. Este straordinar. Atunci am realizzato che si intempla, no? E dopo bene abbiamo avuto un percorso. E noi in Italia, dopo match, noi si gioca domenica, lui era meu liber. Adică, Da, io următoarea liber, zi după meci, tot timpul e mereu era trecere. liber.
Micio se vorbea, no? Noi vedevamo la dosi. E ovvero che noi giocavamo invece di domenica sera, lunedì allenamento, marzo allenamento, miercoli allenamento. Giocavamo sabato sera, domenica allenamento, lunedì allenamento, si beveva, ma dice zio libera, non mai è dai fa, non. Perché non è dai zio libera? Penso che da che dai zio libera, do a zio, non mai gazesti. Come noi gazesti? Non mai gazesti. Saduci tutta lume la club, e lasciai i gazesti su massa morti. Atunci am realizat și acolo că e o altă situație. Atunci ai dat seama unde ai ajuns. Da, da, exact așa. Da, nu, a fost și, crede-mi, a fost situație senzațională, senzațională, pentru că satisfacție primul an văzând antrenorii, suporterii pe Ghencea, cu ninsore, despracața, incitau echipa împotriva Valencia, împotriva Villarreal, au fost Dinamo, perdiu cu Dinamo, cioè, au fost niște lucruri care nu eram obișnuit, dar m-au impresionat enorm. Mm-hmm. Au fost și situații de mare satisfacție. Massimo, îți mulțumesc frumos că ai fost de acord să vorbim. A fost o plăcere. Și oricând ai timp, cu mare plăcere, pentru că spui foarte multe lucruri interesante pe care lumea nu le cunoaște și sper că vei fi de ajutor și pentru părinții care au copii care practică sportul, fotbalul în special. Ok, când vrei, este un mare plăcere. Un mare plăcere, sunt la dispoziție. Okay? Îți mulțumesc frumos, Massimo, o zi bună și să ne revedem afară sănătoși. Ok, foarte bine, când se poate. Doamne ajută! Ah, ciao. Mulțumesc.